Gloria Buzău este pe cale să facă un transfer de senzație. Este vorba de atacantul Bobby Verdeș, golgheterul grupării din Crâng în turul campionatului. Verdeș este dat ca sigur la Gloria după ce actuala echipă, ASEA Târgu Mureș, nu i-a mai prelungit contractul. Marea problemă a Gloriei în returul campionatului, linia de atac, pare să se rezolvă în sezonul viitor. Unul dintre cei mai buni atacanți ai Gloriei din ultimii ani se va întoarce la echipa pentru care a înscris în numai 13 meciuri de campionat 10 goluri, dintre care 9 din acțiune. El a semnat cu Gloria vara trecută, dar în pauza competițională din iarnă a acceptat o ofertă mult mai bună de la ASEA Târgu Mureș. După plecarea sa, formația din Crâng a avut mult de suferit în atac. Atât în retur, cât și în turneul play-out, formația buzoiană a înscris puține goluri și s-a luptat pentru evitarea retrogradării. Venirea sa ar fi o adevărată lovitură dată de clubul din Crâng. El ar face cuplu în atac cu Cristian Pantelie, cel care a devenit golgheterul echipei în ultimele etape din actualul sezon. Sosirea lui Verdeș depinde însă de pretențiile financiare ale acestuia. Gloria va trebui să găsească suma necesară pentru a-i oferi cel puțin aceiași bani primiți la Târgu Mureș. Bobby a câștigat la formația ardeleană 2500 de euro pe lună. Singurul atu al buzoienilor de a-l înregimenta ar fi vârsta. Bobby Verdeș are deja 34 de ani și Gloria ar putea fi ultimul tren din cariera sa. Atacantul a mai evoluat de-a lungul carierei și în Liga 1, printre echipele trecute în CV-ul său, numărându-se Pandurii Târgu Jiu, Universitatea Craiova, Progresul București, Oțelul Galați, FC Argeș și FCM Bacău. În returul acestui campionat, Verdeș a jucat pentru ASEA Târgu Mureș, însă contractul nu i-a mai fost prelungit după ce echipa ardeleană a promovat în Liga 1.